să știu unde este soțul, domnul soț, păi ori la bine și la greu sau la bine și la mai bine? Momentan, soțul meu, săracul, el este la greu, mai muncește și el, filmează la Ai Umor, așteptăm să vină și el din clipă în clipă. Momentan țin eu standardul sus aici, Stegulețul, ei sunt prezentă. Hai că pe el știm că lui place orice gen de provocare are. Cred că ar trebui să se ducă la asta, vreau să-l întreb. Nu știu ce, la Osim sau nu știu, la Cartea Recorduri, nu-i sună pe aia la cele mai multe reality show-uri din România. Dar pe tine cum te momește să participi și tu? Erai stâlpul casei, în tine era baza. Să știi că nu era ideea cu Cartea Recordurilor, cu ceva cuplul care a fost împreună la cele mai multe reality show-uri. Și ar trebui să verificăm treaba asta, poate și câștigă ceva. Sigur, din România nu cred că mai e nimeni. Da? Convinsă. Ia stai să vorbim cu producătorii, că s-ar putea să ne trezim în Cartea Recordurilor. Păi, mă luați și voi un ban cinstit? Păi da, Doamne ajută! Da. Deci el te-a convins sau tu pe el? Aici la Power Couple, că asta e mai așa de familie. Cumva mai mult el m-a convins pe mine. Dacă la Asia Express a fost invers, eu îmi doream foarte tare să merg. Aici neștiind în ce ne aruncăm, pentru că noi nu am știut exact despre ce va fi vorba, pentru că am fost primii, adică cobai. O să vedeți și voi în seara asta prin ce probe de foc am trecut, care pentru noi au fost de coșmar, iar pentru cei de acasă va fi un exas și o caterincă și un râs ceva hilar. Eu știu că când ați fost în America, în Asia Express, l-ai antrenat înainte. L-ai pus, așa s-a plâns el, că l-ai pus să facă exerciții, să aibă și el puțină condiție fizică, să nu se facă de râs măcar o lună, să stați în competiție. Omul ți-a demonstrat că poate mai mult, a stat vreo, nu știu, 3 luni, 2 luni, a stat mult. Așa, aici ați făcut și voi, în mare știați că despre ce-i vorba, că e legat de cuplu, ați făcut din alea, l-ai supus. Știi când ne-am căsătorit? Știi care e culoarea mea preferată? Sau v-ați dus așa, ca precum caii? Fără stânga-dreapta, capul înainte. Îți dai seama, noi nu știam ce probe vor fi, însă ne-am gândit că fiind power couple, sigur va fi ceva legat și de datele pe care le avem în comun. Și pe unele dintre ele le știam, eu mai puțin, vreau să recunosc soțul meu mai bine, el știe mai bine toate datele, dar m-a pus și pe mine, mi-a zis, la un dat am făcut un test quiz ăla, dar nu de multe ori, nu te gândi că am venit cu bobiuțe, cu din alea, nu. Ea mi-a zis, vezi că sunt născut pe data aia, vezi că noi am cunoscut pe data aia, eu nu știam data inițial, când ne-am cunoscut noi. Dar da, ne-am dat niște întrebări din astea, după care am plecat, că noi nu ne așteptam să fie greu. Dar a fost foarte greu. Trebuie să vedem din 5 februarie ce a ieșit. Dar dacă tot te-am prins, vreau să discutăm puțin și te cunosc de undeva. Păi chiar așa, fără el, sezonul ăsta, da. Eu înțeleg că filmează, dar să nu-l mai lași și pe el să cânte. Nu știu cât am voie să vorbesc despre asta. Puțin, că am văzut, s-au anunțat deja concurenții. Zic că mă bucur că fac echipă în sezonul Te cunosc de undeva 20 cu Zarug, care este un splendid. Eu l-am descoperit pe el și el m-a descoperit pe mine. Și ce credeți? O să aveți niște surprize foarte plăcute. Nu pot să zic mai mult. Nu vreau să zici mai multe. Vreau să zici dacă s-a supărat că Natanticu, că nu l-ai luat și pe el, sau a dat petrecere. Doamne, ajută că am scăpat de nebună, că nu trebuie să mai cânt cu ea. Că tu și terorizai. Vezi că nu e octavele, te-am văzut noi sezonul ăla. Da, trebuia să iau octava aia mai de jos. Nu știu, că nu mă prins ce mi-a venit acum, dar știu că îl certai. Da. Ideea e că Natanticu, când auzi că scapă de mine, era gen să filmezi și cu piciorul. Era, hai, ba, pleacă, gen. La revedere. Până la Te cunosc de undeva, care tot în februarie o să se lanseze, ne uităm la Power Couple și vedem acolo cum a fost Natanticu, dacă a știut datele, dacă au luat la sfârșit toți banii. Mai discutăm noi între timp. Așa e. Rămâneți cu ochii pe noi!